În ajunul bobotezii, toți băieții din ceată au lucrat întreaga zi la burduf. Datina spune că acesta, odată realizat, trebuie păzit, nu cumva apa să îngheze sau să-l strice. Astfel, noaptea nu a fost deloc ușoară pentru cetași. Am creat din copaș crengi ce am găsit, după care am adus aș cu nisip, folii, am muncit toți, a rupt odată, a trebuit să luăm de la capăt, am făcut, azi noapte trebuie să stăm de pază, fiecare pe rând, la anumite ore, duc fiecare după funcție, cei cu funcție cea mai mare primii, cei fără funcție o stau până dimineața, la urmă. Și astăzi se vede ce a rămas. Am avut unde sări. La primele ore ale dimineții, întreaga suflare din sat, în frunte cu preotul, se îndreaptă spre burduf. Acolo, părintele ține o slujbă de sfințire a apelor, după care crucea este aruncată în apă de 3 ori, de fiecare dată câte 3 cetași se luptă pentru ea. Ne-am adunat cu toții la râu, după cum este obiceiul și tradiția din Străbuni. Este un obicei creștin, se sfințesc apele. Băieții care intră după cruce în apă, se spune în rugăciune că vor primi iertare de păcate. Dacă am fost atenți la rugăciunile citite, așa se spune că este pentru curățirea păcatelor. Acest obicei are loc în fiecare an. Nimic, nici măcar gerul bobotezii, nu-i poate împiedica pe localnici să ducă mai departe această tradiție. Acesta cu porducul la vale din moș strămoș. Așa am urmărit și noi, tinerietul și vorba își bătrână acum. Dar și copiii noștri, tot de la mine învățat și eu am învățat de la părinții noștri, ca să meargă cum a fost botezul de Domnul Iisus Hristos în râul Iordanului. Când vine vorba să se lupte pentru cruce, tinerii spun că e o binecuvântare pentru ei. Nu mai contează nici gradele puține de afară, nici apa rece ca gheața și nici noaptea albă pe care au petrecut-o lângă burduf. Nu știu, pentru noi este ca o binecuvântare de la Dumnezeu cei care prind crucea. Și mai era o vorbă din bătrân că cei care prind crucea se însoară în anul respectiv, dar nu știu. Tinerii cetași au fost cei care au construit burduful. După ce totul se îngheie, tot ei sunt cei care au misiunea să dea drumul apei să-și urmeze cursul firesc.